Economia moldovenească și mai ales agricultura poate fi salvată doar de piețele tradiționale pentru produsele noastre, care, datorită guvernării, au fost pierdute sau închise pentru noi. Declarația a fost făcută de către deputații blocului Victorie Vadim Fotescu și Alexandru Nesterovski în cadrul briefingului dedicat scăderii exporturilor și numeroaselor restricții pentru producția moldovenească pe piețele externe și interne. Brand сделано в Молдове практически перестал. Brandul fabricat în Moldova practic nu mai există. Au început să ne transforme în consumatori convenabili pentru europeni. Importăm chiar ceea ce anterior cultivam și vindeam. Autoritățile moldovenești dau de înțeles de mai mulți ani că producția noastră nimănui nu-i trebuiește, decât anumitor țări europene. Este un fals. Regiunile Rusiei sunt dispuse să accepte produsele noastre agricole și zootehnice și le acceptă deja. Potrivit lui Alexandru Nesterovski, anterior pe teritoriul comunității statelor independente era vândută până la 70% din toată producția agricolă a Moldovei. Acum, din cauza guvernării, exporturile către Rusia și țările Uniunii Economice Euroasiatice au scăzut catastrofal. Dar, spune deputatul, sunt mari probleme și cu vânzările interne de produse agricole și alte bunuri. În acest sens, parlamentarul a adresat mai multe întrebări membrilor cabinetului. Din ce motive economice guvernul nostru ignoră piețele de desfacere din Est? Cum explică permisiunea pentru importul nelimitat de produse din UE fabricate tradițional în Moldova? De ce a susținut abrogarea prevederii legislative care obligă lanțurile comerciale să asigure produselor autohtone cel puțin 50% din rafturi? Ce măsuri va lua executivul ca exportatorii moldoveni să aibă mai multe posibilități de a intra pe piețele din Belarus, Kazahstan, Rusia și altele? Potrivit deputaților, reluarea relațiilor comerciale cu țările Uniunii Economice Euroasiatice va majora de mai multe ori piața de desfacere a produselor moldovenești și, după cum a demonstrat practica, regiunile rusești sunt dispuse să accepte bunurile noastre în orice volum. Cerem guvernului să înceteze politizarea economiei și să înceapă să facă ceea ce este benefic pentru Moldova, locuitorii ei, mediul de afaceri local. Parlamentarii blocului Victorie au expediat cererea premierului Recean. Ei au mai subliniat că situația poate fi și trebuie schimbată radical prin votul de la alegerile prezidențiale și referendum. Guvernul și Partidul de Guvernământ Acțiune și Solidaritate nu au comentat deocamdată declarațiile deputaților. Că, potrivit Biroului Național de Statistică, în 7 luni, exporturile de mărfuri din Moldova au scăzut cu 12% față de perioada similară a anului trecut. Vânzarea către țările UE s-a diminuat cu 7,9%, iar către CSI cu 15%.